Domnul Vasiliu s-a plecat cu multă abnegație și dăruie asupra realizării monografiei și a ieșit, până aici, spunem, o să mai iasă, dacă se consideră la o vârstă mai înaintată, după ce să aibă timp, documente apar, pot apărea. Eu îl felicit că nu s-a plecat prea mult asupra precuputenilor sau istoriei, pentru că se pot găsi urme. Dar aia ar fi, n-ar fi atras atât de mult. Pentru a realiza această monografie, dumneavoastră a studiat multe, multe documente. A studiat, doar să amintesc, arhivele statului de la Suceava, arhivele primăriei Cornuruncii, arhiva școlii din Băișești. Aici avem, ca să mă refer la noi, avem un document extraordinar, care nu l-au mulți, nu mulți. Cronica școlii, de la 1883, de când a început școala asta. Și acolo este o propoziție foarte frumoasă, o frază. Scrie directorul școlii cu niște caractere gotice, foarte elegante, că buna doamnă Pantazi, care a întemeiat această școală, venea și dăruia opinci, pițari, cojoace, elevilor năcăjiți. Iar oamenii de aici se plângeau în continuu că din cauza școlii sărăcesc. Și scrie directorul că pe cât doamna vrea să scoate la lumină, pe atât se plângeau ei mai mult la întuneric. Ei, este o schimbare majoră dacă ar fi să o privim prin prisma didactică. Din câte știu eu, s-au mai încercat să scrie. Mai sunt și alte încercări, dar aceasta este o carte pe care domnia s-a avut curajul să o arate tuturor. Este un punct de început, de unde, fără îndoială, vor veni alții, sau poate tot dumnealui, și va aduce completări și va face această istorie a satului cunoscută și mai completă. Cu certitudine că sunt scăpări, numai cine, părinte, dar ar putea să spună că numai cine nu muncește, nu greșește. A greși este omenește și câteodată nu neapărat greșim, ci omitem lucruri care noi nu le considerăm mai puțin importante și alții le consideră mai importante. Și de aceea cred că trebuie să-l felicităm și trebuie să îi urăm putere de muncă să facă în continuare și alte lucruri pe care, cu certitudine, deja se gândește la el. Ca o părere personală, am citit-o când m-am întâlnit acum o săptămână sau două săptămâni cu domnul Vasiliu și i-am răpit o carte, ca să spun așa, pe care el o avea așa și cam ezita să-mi o dea. Și eu am spus, zic, de eu vreau să o citesc până la lansare. Am citit-o de scoarță în scoarță. Ce m-aș fi așteptat să găsesc mai mult în ea? Partea de istorie recentă. Mie mi s-a părut că partea de istorie veche a satului este foarte detaliat dată. Informații profesionale. Și spre surprinderea mea, partea de mijloc între trecut și prezent, poate că este mai puțin. Anumite lucruri pe care eu le știam povestite de bunici. Eu îl felicit pe Mungurel, să știți că foarte răzbătător, foarte serios. Mi-a plăcut, eu am încercat, oricum l-am încurcat un pic, că cartea trebuia să apară mai devreme, dar eu mă bucur că a ieșit așa de frumoasă și de completă. Mi-am făcut datoria de primar și am sponsorizat. Trebuie să vă spunem că iubim cartea la Cornuruncii. Cred că este a noua carte de când sunt eu primar, care a văzut lumina tiparului. Vor mai apărea imediat trei cărți ale domnului profesor aici de față, domnul Ghiuță. Am foarte multe documente cu tata dumneavoastră când era notar, când era președintele Comisiei de Împroprietăți a Bunurilor Germane. Ca să știți și lucrul ăsta, am foarte multe documente. S-ar putea să am și ceva cu familia noastră. Eu am sunt multe, da.
Felicitări, domn profesor, pentru că la vârsta dumneavoastră scrieți. Succes! Și am vrea ca în fiecare an să avem măcar un eveniment de genul ăsta și îndemn și pe alții care au penința bună să scrie. Îmi pare rău că nu-i domnul Camciuc aici, că au scris două cărți, dar eu le-am în format electronic și la fel le-am mai răspândit foarte frumos. Descrie satul și nu vă puteți închipui. Nu știu dacă un fiu al satului care s-a născut și a crescut aici ar putea să redea atât de frumos cum a redat domnul Camciuc, care, știți dumneavoastră, cu o parte din Băișești au fost împroprietăriți undeva pe la Românești, în județul Iași, și face parte dintr-o familie care au fost nevoiți să mute acolo, dar prin sufletul rămas bucovinean.